Castrul roman de la Ovidiu a devenit zilele acestea gazda programului internațional de scenografie organizat de Centrul Român Oistat. 21 de participanți din țări de pe mai multe continente s-au întâlnit pe malul Mării Negre pentru a realiza instalații de artă multidisciplinare cu un caracter performativ ce vor fi prezentate la o gală interdisciplinară în 9 septembrie. Între vestigiile din perioada romană, tineri scenografi, arhitecți, actori sau regizori transformă spațiul într-o scenă pentru o serie de instalații inspirate de locul în care se află. Ne-am jucat destul de mult cu spațiul, cu materialele, dar și noi între noi, cât să ne cunoaștem și să lucrăm împreună, să vedem cât mai bine felul în care putem să construim pe urmă alte proiecte site-specific. Veniți din Hong Kong, Taiwan, Canada, Statele Unite, Germania și România, tinerii artiști învață să lucreze împreună și să-și materializeze ideile. Suntem atât de diverși și ca naționalități, dar și ca background, pentru că unii sunt actori, alții sunt tehnicieni, alții sunt set designer, alții sunt sound designer. E cu atât mai fain că reușim să ne mixăm cumva și să aducem cu toții să ne aducem cu toții aportul pe acea zonă pe care chiar ne pricepem și să construim ceva care e complex și ca idee plină. Programul a început în 1 septembrie cu 3 zile de prezentări și ateliere practice. 7 mentori de renume internațional îi ghidează pe tineri, printre aceștia numărându-se Jean-Guy Lecat, Franța, Nicularu, România, Statele Unite, Bahus Lee, Hong Kong, Billy Chan, Hong Kong, Viorica Petrovici, România, Pavel Dobritski, Polonia și Marina Raicinova, Bulgaria. Încercăm să reînțelegem puțin potențialul acestui spațiu și să vedem cum o intervenție artistică temporară poate să revalorifice un patrimoniu local, pentru că locul de aici chiar are o istorie fabuloasă. Castrul din Ovidiu a fost construit de romani pentru a apăra apeductele orașului Tomis. În bazilica de aici a slujit, se pare, preotul Dionisie Exiguul, cel care a calculat anul nașterii lui Iisus Hristos și a introdus calendarul creștin, împărțind lumea într-un înainte și după. Ăsta e și motivul pentru care tema de anul ăsta se numește Before and After. Și încercăm să vedem cum putem această idee să o translatăm în instalații site-specific cu caracter performativ. It's really wonderful that Romania has become active in this on this stage. We have been I'm involved in Oistat for in the governance of the organization. I've been involved for many years, and we often discussed about, well, what's going on in Romania? We don't hear anything from the colleagues there, and now Romania has become very active organizing events like this program here in Ovidiu, and this is good for the Romanian scenographers, for Romanian theater, and actually for the spreading of the word about Romanian culture. Programul internațional de scenografie se va încheia pe 9 septembrie cu Time Shift Gala, un eveniment unic dedicat vernisării instalațiilor de artă create în cadrul celei de-a doua ediție a programului, organizată de Centrul Român Oistat, organizația internațională a scenografilor, arhitecților și tehnicienilor din teatru, cu sprijinul Teatrului de Stat din Constanța, a Primăriei Ovidiu, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.